Este un întreg scandal izbucnit din cauza noii legi a pensiilor. Angajații din energie au vorbit chiar și despre grevă generală, după ce pensiile le-au scăzut după recalculare. În acest context, Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a ținut să-i liniștească pe mineri și energeticieni. Lucrăm acum și la soluționarea problemelor pensionarilor mineri și a celor cu dizabilități. Îmi asum să rezolv problemele acestor oameni. Și ei nu au nicio vină că statul a schimbat de mai multe ori regulile legate de pensionare din interese de moment. Însă, fiți siguri că voi rezolva prin dialog cu Comisia Europeană, ajungând la o înțelegere corectă. Nu prin acțiuni populiste cu proiecte fantomă depuse acum în Parlament, ce modifică legea asumată anul trecut prin PNRR și votată de toate partidele. Declarația președintelui PNL nu i-a liniștit pe oameni, ci mai rău i-a înfuriat. Liderii de sindicat spun că Ciolacu le vinde amăgiri electorale. Atâtea declarații a făcut acest prim-ministru Haidi Pa, că tot timpul ne-a promis, ne-a făcut promisiuni, și nu mai avem încredere până când nu vedem ceva oficial negru scris pe alb de promisiuni și cuvinte, suntem sătui. Vrem fapte, nu vorbe, și de aceea pe această cale și prin minciuna și așteptarea care a provocat-o la pensionari cu creșteri de pensii de 40%, a ieșit în realitate că a fost o mare dezamăgire pe această lege făcută pe genunchi, mai ales de acel șeic care a fost președintele Comisiei de Muncă, care n-a ținut cont de amendamentele care le-am trimis pentru această lege și preconizam că vor fi discriminări făcute de această lege privind o parte dintre pensionari. Dar eu zic că Marcel Ciolacu ar fi bine să plece acasă cu toată clasa lui politică. E amăgitoare, deci pe mine nu mă interesează cuvintele frumoase, pompoase, spuse de premier sau orice politician. Ei sunt mincinoși în general. Până când nu vedem legea schimbată, vor avea de furcă cu noi. Eu vă spun că ne asumăm orice risc, indiferent de situație, ei vor fi în campanie electorală, noi vom fi împotriva lor, noi ne vom mobiliza în România și cred că va fi cea mai mare mișcare socială din România, pentru că vor veni atât minerii activi, aceia care au grupe de muncă și, nu ultimul rând, siderurgiștii, petroliștii și cei de la Ronsilva. Nu am încredere în niciun politician. Sunt mincinoși și, vedeți dumneavoastră, nu se aplică legile în România. Nici angajații Complexului Energetic Oltenia nu au fost impresionați când au auzit declarațiile lui Ciolacu. Niciodată. Niciodată. Nu poate să promită până nu pune pe masă. Sunt legi care nu le respectă. Așa că poate să spună ce spune. Dacă nici legile care sunt făcute de ei nu sunt respectate, atunci ce să mai zicem? Vă mulțumesc. Sunt doar amăgiri? Mare amăgiri. Pentru toată lumea. Este an electoral și își caută voturi. O să le găsească. I-au venit cu promisiuni electorale și ăștia că ne ajută și ăștia și văd că ne-au dus la fund. Nu aveți încredere? Încredere. Încredere a fost la început cu deciziile ăștia de recalculare. De ce noi și pe post să spună, da, sunt un fel de categorie care... Sindicaliștii au protestat astăzi fiind nemulțumiți de faptul că nu au primit drepturile cuvenite. Foștii mineri și energeticieni au scandat atât în fața Casei de Pensii cât și în fața prefecturii Gorj. Liderii de sindicat din Minerit și Energie pregătesc un protest de amploare la București, la Ministerul Muncii, pe data de 26 septembrie.